Pentru a te bucura de mazăre la modul cel mai dulce, trebuie să o crești singur și să o mănânci proaspăt culeasă. Semănați lăuturi mici la fiecare câteva săptămâni de la începutul primăverii pentru recolte până la vară și până în toamnă și culegeți păstăile în mod regulat pentru a încuraja să se formeze mai multe. Puteți recolta și lăstari tineri de mazăre pentru a-i adăuga la salate. Soiurile de mazăre pentru decojire produc fie mazăre netedă, fie mazăre încrețită. Soiurile netede sunt mai rezistente, deci sunt mai bune pentru semănăturile timpurii. Soiurile încrețite sunt pentru semănat de primăvară târzie și de vară și au o aromă mai dulce. Sezonul principal de semănat în aer liber este de la începutul lunii martie până la mijlocul lunii iunie. Semințele de mazăre nu vor germina în condiții reci, așa că trebuie să așteptați până când solul atinge aproximativ 10 grade Celsius. Semințele ar trebui să fie plantate la o adâncime de 1 cm și la o distanță între ele de 4-6 cm. Spațiați rândurile de mazăre la cel puțin 35 de cm între ele. Semănatul sub acoperire în luna februarie vă permite să începeți de vreme, mai ales dacă solul este rece și umed, când semințele nu pot să germineze și pot putrezi în aer liber. De asemenea, puteți semăna toamna și puteți păstra plantele în case peste iarnă pentru plantare la începutul primăverii. Semănatul în interior poate proteja semințele de a fi mâncate de șoareci.